Bulgaria a urmat Grand Prix-ul, prima etapă a Grand Prix-ului din București. Am înțeles că a reușit să ocupi locul 3 cu o performanță foarte bună. Cum a fost concursul și cât anume ai aruncat? Concursul a mers foarte bine în urma antrenamentelor făcute, după cum vedeți și dumneavoastră aici. Rezultatul meu fiind de și cu record personal, înainte văzusem 15-20, acum am făcut un record cu 10 cm mai mult, 15-30. Am înțeles că ai schimbat chiar și metoda de aruncare, acum faci și o piruietă, e mai greu decât înainte, dar am înțeles că performanțele sunt superioare. Da, am trecut de la un elan, am trecut la o piruietă care, după câte văd eu, dă randament. O ultimă întrebare, urmează un concurs acum, apoi Grand Prix etapa a doua și naționalele României. Ce îți propui pentru concursurile la care mai participi? Da, vineri și sâmbătă și duminică acum avem campionate naționale școlare, unde vreau să-mi propun o medalie. Și după aceea nu prea te gândești așa? După aceea o să muncesc, o să vină naționalele iar pe 2 august și tot așa. Promiți o medalie anul ăsta pentru atletismul giurgiuvean? Da, promit. Marian, după concursul din Bulgaria, am revenit în România, sunt concursuri bune și multe și aici, Grand Prix, prima etapă, rezultate foarte bune și pentru CSM și pentru CSS Giurgiu, în special la aruncarea greutății, au mai fost și niște recorduri personale la probele de viteză, ce poți să ne spui? Așa este, după prima ieșire în aer liber într-un concurs oficial, pentru că a fost un concurs oficial până la urmă, cel de la ruse, am fost la București, acolo unde am participat la prima etapă din actuala ediție a sezonului din aer liber a campionatului național. Bogdan Georgevici, două recorduri personale, atât la aruncarea discului cât și la aruncarea greutății, iar Daniel Prâgnea, celălalt elev al meu, a reușit un record personal cu mai bine de jumătate de secundă la 400 de metri, venind pe poziția a 7-a în ierarhia națională. Pentru cei care se întreabă 7 din câți, aș vrea să vă spun și că au fost 8 serii de 8 participanți. Deci destul de mulți participanți, a fost un rezultat foarte bun, având în vedere faptul că Daniel Prâgnea se pregătește într-un parc și o pistă adevărată de atletism vedem doar atunci când mergem la competiție. S-a ales 52 cu puțin în condițiile în care a fost extrem de frig și o ploaie torențială la momentul disputării probei. Eu spun că e un rezultat deosebit. Iarăși, pentru cei care ne urmăresc, vreau să vă spun că mai mult de o secundă, o secundă și 20 de sutim nu ne despart de primele poziții în clasament. Așadar, potențial ar fi. Daniel e un băiat foarte serios și are șanse. Despre Georgevici, Bogdan, ce vă pot spune? Că vedeți și dumneavoastră aceleași condiții extraordinare. În parcarea sălii de sport polivalente ne desfășurăm activitatea. Am schimbat tehnica de aruncare de la O'Brien, săltarea normală, clasică, la piruietă. Prima evoluție în felul acesta a adus un record personal, semn că e o decizie bună. Bogdan s-a achitat cu bine de sarcinile pe care le-a avut și de la antrenorul federal în jos toată lumea a văzut ca fiind o decizie de bun augur pentru el. Mă gândesc că au fost acolo sportivi din toată țara, cum se mai întâmplă și între sportivi și între antrenori, mai vorbiți de una alta, după ce ați reușit și performanța asta, locul 3, nu v-au întrebat oamenii pe acolo, domne, dar unde vă antrenați sau lucruri de genul ăsta? Eu mă uit la câmpul ăsta, bine că e cât de cât cosit, dar cred că l-ați cosit singur, nu cred că v-a ajutat cineva. Nu, e foarte adevărat. Vreau să vă spun că într-una din zile când reprezentanții peisagistici se ocupau de spațiile verzi, pe care, mă rog, le au în administrare, suprafața asta nu este în administrarea lor, am rugat pe unul dintre băieți și sper să nu fie consemnat în momentul de față, l-am rugat, așa cum se cuvine, să mă ajute să cosim bucata asta de teren, așa, pentru că altfel nu puteam, nu mai găseam bila. Se duce foarte mult în vegetația care e destul de abundentă în perioada asta. Problema noastră se cunoaște la nivel național, pentru că presa acum e accesată foarte ușor pe internet și se cunoaște de către toată lumea prin ce trecem noi. Dar, odată în plus, sunt foarte bucuros. Știți că în urmă cu ceva timp mi-ați luat un alt interviu și am spus, pentru mine prezența într-o finală în primii 8 înseamnă adevărate recorduri naționale. Susțin în continuare povestea asta, pentru că dacă noi progresăm în condițiile în care lucrurile stau așa, dați-mi voie să cred că ne facem treaba bine și nu suntem acum nici lipsiți de modestie, suntem chiar realiști. Avem
promisiunea fermă a domnului primar Nicolae Barbu că se va rezolva această pistă de atletism la câțiva metri de locul în care vorbim noi acum. Speranța mea este că se va duce la bun sfârșit această promisiune. Actualul președinte al Federației Române de Atletism, domnul Sandu Ion, va veni cu siguranță în câteva zile la Giurgiu, tocmai în vederea realizării unui parteneriat, știu eu, între primărie și federație, o colaborare în așa fel încât lucrurile să meargă mai bine. Nu s-a putut efectua această vizită pentru că programul președintelui este unul încărcat, dar cu siguranță că va veni aici și Giurgiu veni, zic eu, îmi permit să le fac această promisiune că atât domnul Barbu cât și domnul președinte Sandu Ion, președintele Federației Române, vor face tot ce va sta în puterea lor, împreună cu Consiliul Local și cu tot ceea ce se poate accesa, acționa, toți factorii de decizie, să se realizeze această pistă. Iarăși, repet, pentru toată lumea care nu e deloc a mea, este a noastră, a tuturor și în special a copiilor noștri. Mulțumim mult, Marian, și succes la următoarele competiții. Am înțeles că mai urmează încă 3 concursuri în perioada următoare, la nivel de câteva luni. E adevărat, urmează 3 concursuri în 3 săptămâni. Avem treabă și vreau să vă spun și dumneavoastră și telespectatorilor un alt aspect foarte important. Să știți că nu e vina mea dacă nu sunt concurenți prea mulți la finala pe țară. Vina mea, cu ghilimele de rigoare, este că, deși eu n-am unde să mă antrenez, totuși mă prezint acolo. Eu și cu colegii mei de la Giurgiu am deplasat în ultima perioadă foarte mulți copii la competiții, atât la copii, categoria copii, cât și la juniori 3, 2 și 1. Iată că dacă într-adevăr îți dorești să faci o activitate, o poți face. Sunt orașe mari cu putere economică mult mai mare decât a noastră. Vreau să vă spun că există cluburi sportive școlare în București care au peste 10 catedre doar de atletism. Doar de atletism, la CSS Giurgiu sunt 7 toate, avem 2 catedre mari și late la atletism, dintre care una e ocupată de mine, iar eu, pentru că sunt director, mai sunt și degrevat de anumite ore și cu toate astea, în clasamentul național CSS Giurgiu anul trecut a fost în prima treime. Astea sunt rezultate cu care, să știți, indiferent de situație, sunt extrem de mândru și nimeni, absolut nimeni, nu poate lua această stare. Mulțumim mult, Marian, și baftă în continuare. Mulțumesc și eu. Blocaj, ușor, sări. Mai vă filmam asta, pe picioarele strâmbe. Te-ai întors. Deci dai pe rând. 2-3 așa, 2-3 așa. Da? E, caută să faci ceea ce am vorbit aseară. Pivotul ăsta împinge aici, da? Deschide ca să poți să dai acolo. Deschide. Deci nu doar aici și capul. Deschide de aici ca să se poată duce în sus. Ok? Hai. Fixează bine. Bun. Caută să fixezi mișcare. Nu o da de vreme aici. Da, mă, las acum. Da, mă, chiar l-am văzut. Deci m-a chemat și mi-a arătat mostra de cauciuc, de corican. Mi-a arătat... Da, domnule, da, da. Uite aici ai nebun. Da, da, la unde? Unde? La el. La Barbu? Da. Da, m-am dus și acolo. Da. Și un leg cu așa. Nu, ai ratat. Mai dat mai lung ca ala altă. Ai dat mai lung. Ai dat mai lung. Nu pot să dau așa, că nu simt eu că dau un ea. Nu faci prea brusc. Bine, nu fac eu pe specialistul acum. Deci tu arunci și faci așa. Nu zbuci capul! Păi, ai făcut foarte bine până aici. Urma un singur lucru. Ia uite, te-ai dat aici și în loc să te învârți, faci hop, ai pus piciorul drept. Și s-a terminat. Așa trebuie făcut. Fă și gata. Am mai vorbit odată cu treaba asta, da? Tu doar să faci și să mă las să judec eu.
gunoiul. V-am dat exemplu de ce fel de gunoi.